Salutare din nou, oameni buni, eu sunt Bib și am revenit cu episodul 2 din Cactus McCoy, varianta 2. Ok, ruinele, of, calvera. Să continuăm. Deci, în nivelul 1, știți ce am făcut? Am primit aici să ne upgradăm câte ceva. Avem bani, ai banii aceștia, 340 de dolari, și putem să ne upgradăm în diferite chestii. O să pun un upgrade pe pumni, unul pe viață, swinging, throw, shooting, wiping. O să mai pun unul aici. Ceva cu 60. Ok, și o să iau. Hai, o să iau acesta. Totuși. Și acesta. Deci, aș vrea să fac. Să mă bazez pe cele. Pe cele mai bune. Ok, ne întoarcem înapoi la mapă și continuăm. Cu nivelul 2, cu toate că nivelul 1 nu a fost făcut în complexitatea lui. Ok, si, atacăm, atacăm. Deci, pumnii sunt mult mai puternici. Și trebuie să spawnăm mult. Și ok, deci nu, serios, frate. Trebuia să sar înainte un pic. Ok, deci am sărit aici. Să-l batem pe acest boxer cu mănuși negre de data aceasta. Știm că data trecută au fost doar mănuși roșii, deci posibil să fie. Îl luăm bănuțul că se pierde foarte, foarte rapid. Să spargem și această cutie. Mai întâi o să o las jos înainte să o sparg și să sărim pe aceste. Așa. Și să ne luăm primul cufăr. Ok. Putem să sărim? Da, putem. Putem să. Am luat și steagul. Și aici cred că ne-am făcut un warp ceva. Ok. Ai, mă. Hai, sări, sări. Frate, așa. Ok, sărim în sus. Așa, așa frumos. Elegant. E, dăm critical. Dă-i critical combo 7, 8, 9, 10 și l-am lovit de multe ori. Oare ne trebuie aceste cutii? Hai, dă-i critical, omoară-l, omoară. Și avem deja un pistol. Ok, l-am folosit din greșeală. Ținem în sus și atacăm, dar nu într-o parte. E un pic mai greu. Și, și. Împușcă-l, 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 așa. Am luat și bănuții. E un pic mai greu control aici, dar ne vom obișnui. Vedem că ne-a scăzut din viață.
Nu, am căzut din nou. De data aceasta știm cum să facem. Trebuia să știm de prima dată. A fost ceva acolo și care cred că a tras în noi, dar posibil să mă înșel. A, sunt niște albine. Ok, totuși am reușit să sărim și am făcut un nou warp. Serios, frate. Deci, e foarte aiurea când se întâmplă așa. Să le omorâm, să încercăm. Că bine nu ne face. Sus, într-o parte și atacăm. Nu, mai mergem un pic. Ok, au căzut. Mergem în sus. Nu, deci e foarte. Deci nu mă mai duc acolo. Mă întristează gândul că nu pot. Nu că nu pot. Nu vrea să ia fiecare comandă. Trebuie. Uitați, vedeți? Exact despre asta îl spuneam. Ori sunt eu prea, mă grăbesc, sunt prea grăbit. Ne e frică, ne e frică, ne e frică. Atacăm, atacăm, atacăm. Dăm cu pumnii, dăm cu pumnii. Nu, nu l-am mai prins. Și avem un ciocan. Nu, nu l-am mai prins. Cu cât eu omorâm, cu cât eu omorâm, cu cât le dăm mai multe hituri din acestea. Și deci nu ne-a prins. Cred că trebuia să sărim acolo sau ceva de genul. Nu, nu mai putem să luăm. Și eu ce fac acum? Hai tu, mori, mori! Bănuți, bănuți! Mamă, câți bănuți ne-a dat! O nouă armă. Arbaletă. Ok, o. Ne-a omorât. Urât, urât din partea ta. Ok, deci i-am întors favorul. Nu e bună armă. Critical, îl criticăm. Ce frumos, îl criticăm. Îi dăm criticală. Nu, nimic aici. Am văzut un cofar acolo. Cum putem să ne suim? Hai să dăm cu pumnii în aceștia. Ne-au dat bănuți și avem topor. Hai să. Dar de. Nu. Mereu fac greșeli din acestea, mă. Și nu-mi place să fac greșeli. Nu, nu l-am mai nimerit. Mori, mori, mori. Îl criticăm, i-am dat multe hituri. Ok, am pierdut bănuțul. Nu putem sări? Putem.
E ciudat controlul ăsta și mă deranjează un pic. Ca să putem sări la înălțimea aceea, trebuie să și să ne mișcăm de săgeți în același timp. Cazi, cazi. Sărim și am schimbat. Și am făcut ceva? Arest? Ce făcut, mă nene, mă? Oricum, luăm această armă care și ne vedem sus imediat. Ok, deci m-ați prins în toiul unei lupte. Aici cu un boschetar și să-i dăm criticale lui acesta, să luăm mulți bănuți. Ah, din păcate l-am pierdut. Aici ni s-a resetat viața. După cum vedeți, avem din nou 5 vieți. Mergem înainte, mergem. Intrăm aici. Aproape că era să-l pierdem pe acesta. Și coborâm, coborâm cu tăruliana. Nu, noi ne-am dus în jos fără să sărim nicăieri. Și 13 și o luăm și pe 14. Nu, o luăm și pe 14. Nu, ne ducem înapoi. Poate mai găsim ceva. Omoară-l, omoară-l. Deci omoară-l. Nu-l trimitem pe lună, nu-l trimitem, nu? Hai, poate-l trimitem pe lună. L-am trimis pe lună. Ce bucuros sunt. Îi dăm pumn, deci îi dăm pumn cât să aibă pentru toată viața lui. Și iar am primit mulți bani. Deci am luat și aceste pumnale. Și dăm cu pumnale și vedem. Mi-a dat ce bănuți. Și un nou quest completat. Mi-a apărut pe marginea ecranului pe care voi nu-l puteți vedea. Să te omorâm, să te omorâm, așa, așa. Ok. O, aproape că am picat. A, că am apăsat jos. Dă-ne arma, dă-ne arma. Nu l-am mai nimerit. Nu, am zis că numai eu arbaleta, că se mișcă super greu. Da, tot arbaleta ne-a dat. Dar poate luăm cactusul de la acesta. Nici pistolul nu o să-l mai iau. Poate merge altfel. Cactusul, poate e mai rapid, nu știu. Ceva pe aici. Și se sărim. Și am sărit și am făcut o prostie. Dar totuși am mai luat una. Și încă una. Și încă una. Nu mai mers. Ok. Ne vedem imediat. Ok, mai sus un pic. Mai avem un pic. Să-l batem. Hai să-l batem. Pe acest nen. A plecat cu totul bănuț. A, ba, nu l-am luat. Și merem în dreapta și merem și merem.
facem dreapta, găsim ceva. Da, deci ne continuăm drumul să terminăm. Nu, deci chiar spre stânga ne arată drumul să mergem. Eu care credeam că este pe dreapta ca data trecută. Hai, mă. Coborâm cu prima. Coborâm cu a doua și am coborât prea mult. Ok, mergem în continuare, așa. Cu toate că avem viață puțină, îi batem pe acești indivizi. Cu pumnii, așa, cu pumnii goi, goi. Cu pumnele goale. Și îi criticăm. Am luat această țeavă și le dăm jet. Luăm bănuții. Hai să te bați și pe tine. Ați mai văzut crom cu lopată? Ok, hai să ne suim și aici sus. Poate e ceva mai frumos. Nu e decât o cutie goală. Da, uite un cufăr, dar mai întâi trebuie să ne ducem în partea cealaltă, să luăm măcar încă un cufăr, să facem minim de două cufere la fiecare. Deci odată pe acest punct și cum ne ducem noi în continuare. Deci trebuie să luăm cutia cealaltă pe care noi am aruncat-o. Da, episodul acesta cu siguranță va fi mai lung. Din cauza dificultății nivelului și iarăși avem nevoie de o cutie. De unde mai fac eu rost de o cutie? Și am luat o mașetă sau cum îi mai zice la acesta, la Siribunga. Ok, o să păstrez aceasta, pare interesant. Aș vrea eu să fac episoade mai scurte sau altă opțiune să fac episoade mai scurte. Ar fi să ar fi să le fac în două părți. Deci sărim și apăsăm drop. Nu. Sărim și apăsăm așa. Și acum să vedem cum facem să ajungem acolo. Uf, e dificulti. Ok, nu e pentru mine, deci să continuăm. Și am luat și ultimul cufăr și am terminat acest nivel. Cam slăbuț și ba nu, abia acum se calculează. Aici, în total avem un nou scor de 10.981, aproape 11.000 în 18 minute jucate. Și am făcut 471 de bănuți. Dăm continue și vedem ce putem face upgrade. Deci cred că o să mă bag pe defense, pe punch, punching chiar. Și văd eu ce o să mai upgradăm data viitoare. Nu uitați să dați un like acestei noi mici serii. Nu știu câte episoade o să fac, depinde și de like-urile voastre. Și nu uitați să lăsați like, comment cu ce jocuri vreți să mai fac, o să vă las jocul în descriere. Și vă faceți și voi un cont pe Armor Games.
Și nu uitați de like-uri. Bine, și chiar un subscribe nu ar strica. Ok, pa, pa!